E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței păstrat. Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la cea de-a doua ediție a emisiunii Prichindei îți dau note. Cum v-am obișnuit, începem prin a vă prezenta jurul. Este alcătuit din patru fetițe minunate, chiar le rog acum să prezinte. Eu sunt Emma, clasa a doua, am 8 ani. Sunt Claudia, clasa a cincea și am 11 ani. Sunt Nicola, clasa 1 și am 6 ani. Sunt Adriana, clasa 3 și am 10 ani. Dacă există un juriu, automat că există și concurenți. De data aceasta, concurenții sunt doamna profesoară Verman Daniela și doamna profesoară slujitor Mihaela. Să trecem la prima probă, numită Eu întreb și tu răspunzi. Aici fiecare membru al jurului va adresa o întrebare fiecărui concurent. Cum a fost prima zi la catedră? Prima zi la catedră, ce să vă spun? Te simți exact ca un actor care iese pe scenă. Noi fiind actorii, iar elevii noștri publicul. A fost o zi deosebită pentru mine, mi-a rămas în amintire. Și exact așa m-am simțit, ca un actor pe scenă. De mult nu mai m-am gândit la ziua aceasta. S-a întâmplat parcă așa acum 100 de ani. Dar acum, pentru că am auzit întrebarea, rememorez prima zi la catedră și cred că eram extrem de emoționată. Nu știu dacă s-a simțit sau nu, probabil că totuși ceva din emoții s-a simțit și cu siguranță am transmis și emoțiile astea elevilor din bancă. Mi-aduc aminte că erau niște elevi de gimnaziu, nu erau elevii de liceu. Da, cu siguranță s-a transmis ceva, pentru că mi-aduc aminte că la finalul orei a sunat clopoțelul și a uitat să se ridice din bănci, pentru că eram așa deprinși de ceea ce discutam, că a uitat să se ridice și de fapt nici eu n-am auzit clopoțelul. Cu siguranță emoții. Ce pot face acasă pentru a completa educația școlară? În primul rând, ce poate face un elev, bănuiesc că vrei să mă întrebi. În primul rând, să-și asculte părinții. E corect. În al doilea rând, știm cu toții că nu se poate fără studiu individual. Activitatea de la școală trebuie completată cu cea de acasă, să studiați, să vă faceți temele, să citiți. Asta ținând de școală, ca să mă zic, de activitatea școlară. Dar trebuie să vă și jucați, pentru că și joaca, socializarea cu prietenii în parc, în diferite situații, are rolul ei în educația voastră. Deci, să vă ascultați părinții, să vă faceți temele și mai ales să vă jucați, să învățați să socializați, să învățați să vă rezolvați problemele voastre de copii, pentru că astfel veți învăța și cum să vă rezolvați problemele ca adulți. Aș zice, probabil pentru că este o deformație profesională. Când am auzit întrebarea, am spus, în primul rând, să încerci să afli informații, să capezi cunoștințe noi, sigur, la școală, dar studiul individual contează tare mult. Să afli cunoștințele astea din cărți. De asta spuneam că este o deformație profesională, eu predând româna. Primul lucru pe care încerc să-l spun elevilor mei este acela că una dintre plăcerile mari ale vieții este cititul. Activitatea școlară trebuie să fie îmbinată în egală măsură cu activitatea extrașcolară și aici cred că joaca
înseamnă foarte mult pentru un copil. Dacă nu se joacă, înseamnă că nu este copil. Dar sigur că trebuie să știe și ce înseamnă să se joace. Dacă toată ziua ne jucăm pe calculator, înseamnă că de fapt nu mai trăim aici în viața reală și trebuie să știm cum să ne jucăm și cu cine. De ce profesoară? De ce profesoară? O întrebare destul de dificilă. În primul rând că opțiunea pe care am făcut-o amândouă, am făcut-o acum mulți ani, 15-20 de ani, când această profesie avea un cu totul alt rezonanță, un alt statut în societate. De ce profesoară? Datorită educației, respectului pe care l-am avut față de profesorii mei. În al doilea rând, fiindcă îmi plac foarte mult copiii, foarte mult. Și consider că este o profesie destul de interesantă. În fiecare zi, în fiecare an, ai de-a face cu alți copii, îmi sunt dragi copiii și ăsta este unul dintre avantajele profesiei mele, unul dintre puținele avantaje. Tot timpul lucrez cu tineri, rămâi tânăr, îți simți sufletul tânăr, fiindcă ai de-a face cu tineri care îți aduc așa un suflu nou. Și eu spun că este într-adevăr o întrebare grea și dacă ar fi să răspund sincer și exact asta voi face, aș spune că oarecum am fost aleasă de meseria mea și nu am ales meseria. Apoi, venind la catedră, în primul an, în al doilea an, am fost cumva luată de val, ca să mă exprim astfel, și mi-am dat seama că îmi place cu adevărat. Că ați câștigat la loto, ce ați face cu banii? Da, o întrebare și mai dificilă. Doamne ajută să câștig la loto. Și dacă voi toți mi-ați ridicat această problemă, nu cred că m-am gândit până acum ce aș face cu banii dacă aș câștiga la loto, fiindcă nu joc la loto. Dar punându-mă în situația respectivă, dacă aș câștiga o sumă mare de bani, cred că jumătate i-aș împărți cu ceilalți din jurul meu, nu știu cu cine. Probabil cu cei aflați în dificultate, copiii bolnavi sau alte situații de genul ăsta. Iar cealaltă jumătate, mi-aș lua concediu fără plată un an de zile și aș vizita toată planeta. Deci cam asta aș face cu banii dacă aș câștiga la loto. Cât timp vorbea colega mea, încercam să îmi imaginez ce ar însemna suma asta. Eu sunt puțin mai pragmatică, depinde de cât de mare e suma. Cu siguranță o parte din banii ăștia i-aș folosi pentru a-mi deschide o afacere. Și afacerea asta acum două, trei întrebări în urmă, vorbeam puțin despre ea și anume faptul că îmi place într-adevăr tare mult să citesc și atunci ar fi o afacere legată de plăcerea aceasta a lecturii, o librărie probabil. Acum rog jurul să dea notele. Foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Bravo! A doua probă este cea interesantă, proba karaoke, unde Adriana va asculta în căști două melodii și concurentele trebuie să ghicească numele. De liceu cu emoții la română.
cu emoții la română. De liceu cu față, am de liceu cu prietenii pe viață, am de liceu cu față în mână. Da. Am de liceu Florin Bogardo, nu? Da. Interpretă Oana Sârbă. Nu știu, un cântec popular cumva? Asta e Hora la români? Da. Da? Și e cântec popular? E cântec popular, nu? Da. Aha. Iar vă rog să acordați notele. Foarte bine. Avem un bine. Foarte bine și foarte bine. Până când jurul va hotărî nota finală, rog concurentele să spună câteva cuvinte despre această emisiune. Mi-a plăcut tare mult. A fost o experiență plăcută pentru mine, inedită. Până acum n-am mai participat la un astfel de concurs. Sincer, nici nu știam că există, dar o să-l fac popular de acum încolo în rândul cunoscuților și în rândul elevilor mei. Și mi-a plăcut tare mult să mă aflu alături de voi, de echipă și alături de domnișoarele din juriu. Și vă mulțumesc! Apreciez calitățile deosebite ale juriului. De asemenea, întrebările adresate, prestația juriului și a întregii echipe tehnice și... Vă sugerez ca pe viitor, în această emisiune, să mai introduceți și alte probe. De ce nu? Probe care sunt și acestea au fost extrem de interesante, mai ales proba de karaoke. Dar poate mai introduceți și alte probe. Nu știu dacă concursul se desfășoară doar pe această structură. În orice caz, mi-a făcut o deosebită plăcere să am de-a face cu acest juriu, mai ales că eu lucrez cu adolescenți. Și a fost într-adevăr o experiență inedită să lucrez și cu cei de la școala primară sau de la gimnaziu. Și felicitări realizatorilor, felicitări celui care a avut această idee, aceste emisiuni. Și sper ca pe viitor să mai fiu invitată la o astfel de emisiune. Acum să vedem și nota finală. Acum avem numai foarte bine. Iată că am ajuns și la finalul acestei ediții, nu înainte de a face premierea. Alea, mulțumesc mult, iuțule! Mulțumesc! Să fiți sănătoase! E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și-o lumea inocenței păstrați-o orice-ar fi pentru copii. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a... Am ajuns la finalul acestei ediții. Echipa tehnică este formată din camera 1, Valentin Enescu, camera 2, George Stoica, sunet Ionuț Ivan și regia de transmisie Darius Stoian. Alina Nicoleta Matei sunt și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii.
în lumea cu povești și flori veți întâlni.